Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, ați auzit și Evanghelia de astăzi, ați auzit și cântările de la strană. Aici se încheie sărbătorile de iarnă, aici se încheie duminica de după botezul Domnului și trăgând ca o concluzie, că a venit lumina asta. Deci trăgând ca o concluzie, trebuie să înțelegeți următorul lucru. Rostul venirii Mântuitorului în lume nu este altul decât mântuirea neamului omenesc, iar mântuirea neamului omenesc nu se poate face la întâmplare. Adică, indiferent de venirea Mântuitorului în lume, nouă ne rămâne concret fapte care trebuie împlinite datorită pentru care Hristos răsplătește sufletul nostru cu actul mântuirii. Și am zis că trebuie să trecem așa spontan prin toate, fiindcă mai au apărut oameni noi care într-o duminică au fost, în alta n-au putut, în alta n-au reușit. Deci întâi, cum a spus și Evanghelia de astăzi, lumina a răsărit celor din întuneric și au văzut lumină mare. Lumina pe care au văzut-o a fost lumina lui Hristos, cum spune și la liturghia înainte sfințită, care luminează tuturor. Deci Mântuitorul a venit, cum spunea și dreptul Simeon, lumină spre descoperirea neamurilor. Deci toate neamurile să cunoască că restaurarea credinței în Dumnezeu a venit prin Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu sau Cuvântul întrupat, care s-a răstignit pentru păcatele întregii lumi, a pătimit pentru păcatele întregii lumi, s-a născut pentru păcatele întregii lumi și a trăit și s-a răstihnit și a înviat și a murit a treia zi după Scripturi, s-a ridicat din morți și s-a înălțat la cer pentru păcatele întregii lumi. Deci exact simbolul credinței concentrat în câteva versete din care reiese clar identitatea lui Dumnezeu Savaot și identitatea Mântuitorului Iisus Hristos pentru restaurarea lumii. Dumnezeu lucrează în lume cu două puteri. Puterea de cunoaștere. Deci Dumnezeu știe toate, cel ce știe rărunchii și adâncul și inimile oamenilor, și puterea de desăvârșire sau puterea mântuitoare. Această putere mântuitoare a venit în lume fără voia oamenilor, ci din voia și iubirea supremă a lui Dumnezeu. Ați văzut și am fost foarte atent în timp ce se citea la strană, la una din slave spunea, zice, cel ce a inecat pământul cu ape multe la potopul lui Noe și ai mântuit acum neamul omenesc înnecând păcatul sub mulțimea milostivirii tale. Iată ce cuvânt frumos și dogmatic. Deci numai mila și iubirea lui Dumnezeu a făcut ca afundarea oamenilor la Iordan în chip simbolic să arate un semn sau o mărturie a spălării păcatelor, un botez de pocăință, ca apoi desăvârșirea botezului creștin să fie de fapt împlinirea cuvântului lui Dumnezeu care a spus: cine nu este botezat din apă și din Duh nu va vedea împărăția lui Dumnezeu. Deci indiferent mai mare sau mai mic, mai păcătos sau mai nepăcătos, dacă ai taina Sfântului Botez, ai șansa de mântuire prin faptul că cunoscând pe Sfânta Treime, îngropându-te cu Hristos și înviind cu Hristos, cum spune câți în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați și îmbrăcat, ai șansa de mântuire. Deci condiția cea din tâi necesară și esențială pentru un creștin ca să poată fi, cum am spus și altă dată, fiul al bisericii, este să fie botezat în numele Sfintei Treimi. Acest lucru îl fac și catolicii, deci și ei au un botez. Acest lucru îl fac simbolic și protestanții, acest lucru îl fac simbolic și sectarii, bine, ei îl fac la o vârstă înaintată, la prunci, deci ei nu botează prunci, ei botează desăvârșiți, spun ei. Dar Biserica asumă prin răspundere canonică și prin baza mărturiei Sfintei Scripturi că Hristos s-a tăiat împrejur la 8 zile ca să împlinească legea veche, nu s-o strice, s-a botezat în Iordan la 30 de ani, ca să arate omul desăvârșit fără de păcat, după cum se vede și spune și cântările, mare a fugit și Iordanul s-a întors înapoi. Deci s-a spăimântat Iordanul de curățenia Mântuitorului Iisus Hristos. Acesta, după cum ați fost și atenți, cine știe Sfânta Scriptură, este o chestiune de logică și de gândire. Deci spune așa, Ioan boteza, iar cei ce intrau în apă își mărturiseau păcatele. Hei, în clipa intrării Mântuitorului în Iordan, acesta n-a mărturisit nimic. Cerurile s-au deschis,
Duhul Sfânt s-a pogorât în chip ca de porumbel, deci nici de cum porumbel, ca de porumbel, deci o înmaterializare a energiilor lui Dumnezeu ce lucrează în puterea Duhului Sfânt sub forma unui chip de porumbel, ceea ce poate fi vizual omului. Și v-am spus, ceruri deschise n-a văzut decât Ioan, porumbel n-a văzut decât Ioan, glas au auzit toți, dar n-au știut glasul cui a fost, ci a fost glasul Tatălui care a adeverit întărirea cuvântului și Duhul în chip de porumb. Deci mergem mai departe și spunem așa, deci biserica prin rânduială dogmatică și canonică răspunde de fiii săi duhovnicești ca aceștia fiind mici și murind nebotezat să nu piardă șansa mântuirii, fiindcă între un copil mic nebotezat și un copil mic avortat, deci la vârsta de o lună sau de două, e aceeași diferență. Deci nici unul, nici altul nu are botezul. Deci nici cel născut de mamă și mort, să spunem, până la 7, 8 sau 9 sau 10 ani nebotezat, cum fac sectare, tot nu vede lumina lui Dumnezeu, nu vede slava cerului, deci nu vede slava Sfintei Trei, iar cel pe care femeia îl avortează la 2 sau la 3 luni e același lucru. Deci ori îl ține botezat și moare, ori îl botez, ori îl lași avortat, e același lucru. Deci nu se intră în împărăția lui Dumnezeu fără haina de nuntă. Un alt lucru care rămâne clar și văzut în biserică, deci după botezul tăierii împrejur, simbol al legii cele vechi pe care Hristos a desfințat-o și a instaurat botezul creștin sau botezul cel nou, unindu-l și desăvârșindu-l dintre cele două botezuri ale legii vechi, deci ce a făcut Hristos? A preluat legea veche, a preluat botezul lui Ioan, le-a unit și a scos un botez cum? Nu vă mai tăiați împrejur la trup. Zice, tăiați-vă împrejur simțurile. Și cineva a pus odată o întrebare foarte, ea e lumească, dar e glumeață într-un fel. Și părinții, ce e aia tăiere împrejur? Copilul de parte bărbătească să tăia împrejur cu o piatră în jurul rușinii, deci, cum să-i spun, organul, deci organul bărbătesc. Iar femeia se socotea tăiată împrejur atunci în clipa când se căsătorea cu bărbatul și era fecioară și se împreuna cu bărbatul ei, deci fiind amândoi un trup prin taina cununii. Asta este tăierea împrejur. Că a pus cineva o întrebare și părinte tot aude tăierea împrejur și nu știu ce e. Asta este, ca să știți. Era o rânduială care și astăzi se păstrează la o parte din palestinienii de astăzi, deci la jidanii de astăzi care stau în Palestina, ei încă sunt o parte care țin legea mozaică și țin la acest lucru. Deci Hristos a desfințat aceasta și a spus așa, nu mai tăiem împrejur la trup, tăiem împrejur la simțuri, adică prin afundarea în apă, în numele Tatălui Amin, a Fiului Amin și a Sfântului Duh Amin, copilul să fie botezat, afundat în moartea lui Hristos și ridicat în învierea lui Hristos, iar mirungerea sau ungerea cu Sfântul și Marele Mir, care este simbolul vizual, de simbolul vizual al Duhului Sfânt, care atunci a venit în chip ca de porumb, acum se sfințește de arhiereu. Deci prin pogorirea Duhului Sfânt, atunci când se face el în Sfântul Sinod, iar acest Sfânt și Mare Mir se păstrează de către preoți și se administrează, bineînțeles, cu voia episcopului, că nu miruim la priveghere sau la un bolnav oarecare cu Sfântul și Marele Mir, ci este inadmisibil numai în cazul botezului sau a reîntoarcerii de la alte credințe. Când omul este din nou pecetluit cu pecetea Duhului Sfânt, care Duh Sfânt se consideră pierdut, deci se consideră pierdut atunci când creștinul părăsește credința creștină prin hulă. De exemplu, un om se duce la secte și cineva spune, zice, păi zicești, dacă a venit înapoi, ce-i păcat? Nu-i păcat că a venit înapoi. A pierdut Duhul Sfânt hulind și avem mărturie în Sfinții Părinți, și avem mărturie în Sfânta Scriptură, deci spune însuși Mântuitorul Hristos, cine va huli împotriva Duhului Sfânt, nu îi se iartă nici pe pământ și nu îi se iartă nici în veacul ce va să fie. De ce? Este hulă împotriva cuvântului lui Dumnezeu sau a Sfintei Scripturi. Scriptura este cartea și temelia de căpătâi a tuturor învățăturilor despre Dumnezeu. Noi nu mai cunoaștem altă carte de învățătură. De ce vreau să spun lucrul ăsta? Și sectarii stau cu Biblia în mână, și sectarii vorbesc de Dumnezeu, dar draci pitonicești, ca să știți, să auziți și acest cuvânt nou, draci pitonicești și cu dracii teologi sau arhiconii iadului, vin și spurcă mintea
filozofilor și a oamenilor învățați, din nou cu mărturie, deci vă aduc în Sfânta Scriptură și în Sfinții Părinți, imediat trecem la argumente, și îl face pe om să retălmăcească Scriptura sau să o învețe greșit. Și ați văzut, hulă împotriva Maicii Domnului, că a fost femeie. Desigur, omule, că a fost femeie, ce a fost altceva? N-a văzut-o nimeni, nici cu chip de vacă, nici cu chip de iapă. Femeia a fost fiica lui Achim și Ana. A fost din neamul lui David. A fost din speța arhierească și împărătească. Toate le arată Sfânta Scriptură. Dar a fost cea mai aleasă dintre femei. Și unde spune acest lucru Luca în Evanghelie? Nu spune destul de frumos. Iată de acum mă vor ferici toate neamurile. Spune Elisabeta, cum este mie aceasta să vină la mine Maica Domnului meu? Iar un argument împotriva necinstirii Fecioarei Maria, Leon, iconoclastul, deci care era împotriva icoanelor, făcând un sinod, a adunat toți episcopii iconoclași care erau împotriva icoanelor și a început să hulească pe Născătoarea de Dumnezeu. Iar în acea festivitate unde țineau ei acel sinod, era și mama lui. Și la un moment se ridică mama împăratului și îi trage două palme. Zice, nu ți-e rușine, ticălosule? Zice, dar ce vrei, mama mea, cu ce te-am supărat? Zice, dacă tu nu cinstești pe mama lui Dumnezeu, cum ai să o cinstești pe mama ta trupească? Zice, asta înseamnă că mă hulești și pe mine. Citiți învețile Sfinților și o să vedeți. Deci, iată, noi nu aducem cinstire Fecioarei Maria mai presus de Dumnezeu, ci aducem cinstire ca fiind organul Duhului Sfânt prin care Dumnezeu și-a împlinit mesianitatea și a fost cinstită de a purta în pântecele ei ce n-au putut suporta heruvimii care au căzut din neascultare, serafimii care înseamnă văpaie și deși ard, ei n-au putut să îngăduie și să poarte sau nu sunt vrednici, după cum arată și dogmatica și cum arată și ierarhia cerească, ei au 6 arii, cu 2 își ascund picioarele, cu 2 își acoperă ochii și fața și se sfiesc de puterea Sfintei Treimi. Iar Fecioara Maria nu s-a sfiit a rosti acele cuvinte dumnezești prin care s-a făcut începătura mântuirii neamului omenesc. Iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău. Și în clipa aceea Duhul Sfânt a plăsmuit din sângiurile ei, dar fără sămânța ei, deci fără sămânța bărbătească să se împreuneze cu sămânța femeiască, ci însuși sămânța femeiască din sine a plăsmuit prunc și s-a întruchipat dumnezeirea desăvârșită în Fecioara Maria, exact cum era rugul din Sinai sau celelalte, cadernița de aur, năstrapa și nu mai dăm toate închipuirile Vechiului Testament. Un alt argument, legat de botez și de Duhul Sfânt, pentru că suntem la Duminica de după botez. Mergea un creștin prin pustie și s-a întâlnit cu un mozaic. Și a spus mozaicul, zice, degeaba vă lăudați voi cu Hristosul vostru, zice, a noastră-i credința cea adevărată de vreme ce Dumnezeu în Vechiul Testament a făcut toate minunile numai poporului lui Israel. Și acesta s-a îndoit în inima lui și în acea clipă a zis doar atât. Cred că o fi bună și a voastră, eu nu te contrazic. Și a văzut cum un porumbel i-a zburat din gură. Și în clipa când s-a întors în pustie, trecând la un bătrân îmbunătățit, i-a povestit întâmplarea. Și bătrânul i-a spus, fiule, te-a părăsit Duhul Sfânt că ai hulit împotriva învățăturii cele adevărate. Cum puteai să contești învățătura lui Hristos, care este din dumnezeire, zice. Mergi în groapa cu tare și te pocăiești acolo, zice, până vei vedea Duhul Sfânt în chip de porumbel ca la Iordan din nou deasupra ta. Și atunci vei veni și îți voi spune ce ai de făcut. Și după 4 sau 5 ani de zile, de-abia a văzut porumbelul deasupra capului. Și a venit la bătrân și i-a spus, zice, bătrâne, zice, iată, zice, porumbelul stă deasupra capului. Nu-i nimic, zice, pocăiește-te în continuare și te roagă să-l vezi venind pe capul tău. Și au mai trecut alții 5 ani de zile, când Duhul Sfânt în chip de porumbel de-abia s-a lăsat pe capul acelui creștin, deci acelui tânăr care se îndoise de învățătura adevărată a lui Dumnezeu. Și i-a spus bătrânului, zice, uite, acum îl văd pe capul meu. Nu-i nimic, fiule, acum postește 40 de zile, postește 40 de zile și zice, vom merge în pustie la schit, vom săvârși Sfânta Liturghie și te vei împărtăși și cu darul lui Dumnezeu cred că îl vei dobândi din nou.
Și în clipa când s-au împlinit 40 de zile de post și rugăciune, bineînțeles, nu că n-o fi mâncat nimic, o fi mâncat legume, verdețuri, pesmeți, în clipa săvârșirii Sfintei Liturghii, când s-a spus, Doamne, Cel ce ai trimis pe Preasfântul Tău Duh în ceasul al treilea apostolilor Tăi, a văzut acel tânăr cum porumbelul de pe capul lui s-a așezat pe Sfântul Trup și s-a amestecat în Sfântul Trup. Și în clipa când a venit vremea împărtășirii, în ceea ce luase preotul în linguriță, a observat și forma porumbelului din nou cum a intrat odată cu Sfintele în gura lui și i-a povestit bătrânului și bătrânul i-a spus, acum cu adevărat te-ai mântuit, zice, acum cu adevărat ai dobândit din nou puterea și pecetea Duhului Sfânt. Ai grijă ce vorbești, deci ai grijă ce vorbești, să nu ți se întâmple ție și mai rău. Deci iată câtă osteneală, ca să dobândești Duhul Sfânt pierdut din păcatul îndoielii. Deci nu de săvârșit alepădare de credință, doar s-a îndoit, cred că o fi bună și a ta. Deci de aceea biserica stă cu mare stăruință, nu în virtutea iubirii creștine. Iubirea creștină, să știți un singur lucru, dacă veți citi cărțile mai adânci de dogmatică și dacă veți citi într-adevăr învățăturile sinoadelor ecumenice care au întărit temelia credinței, veți vedea, întâi la Sfântul Ioan Gură de Aur, că nu-ți dă voie nici să mănânci în casă de sectar, nici să dormi în casă de sectar, nu-ți dă voie nici să mergi cu ei la masă, să faci negustorie. Și uneori Sfântul Ioan Gură de Aur, în zelul pentru Dumnezeu, fiindcă a fost cel mai mare propovăduitor a creștinătății, a spus, la sectar nici bună ziua să nu-i dai. Deci atât de periculoasă este discuția cu omul care a pierdut Duhul Sfânt și în el domnește puterea duhurilor pitonicești sau arhiconice care schimbă gândirea lui spre influențe negative asupra lui Dumnezeu. Ați fost la privegherea de toată noaptea când a fost la Sfântul Spiridon în decembrie. Ați văzut din minunile și viața Sfântului Spiridon când s-a contestat învățătura Sfintei Treimi de filozofii lui Arie. Și a zis filozoful la un moment dat, zice, nu se poate, zice, fiul a fost o persoană care n-a existat din tatăl dintotdeauna. De fapt, asta este și învățătura lui Arie despre dezbinarea Sfintei Treimi. La care împăratul Constantin, după ce și filozofii creștini și-au adus argumente și învățături, a spus, măi, zice, problema este critică, zice, este gravă. Aici va trebui nevoie să lucre Dumnezeu cu minunea. Zice, nu să lucre Dumnezeu cu cuvântul, zice, împărăția lui Dumnezeu nu stă numai în cuvânt, stă și în putere. Și atunci Sfântul Spiridon, bătrânul care pătimise deja în timpul ultimului împărat păgânii, se scosese ochiul drept, era tăiată pulpa piciorului, bătrân de 95 de ani, era și el în sinod. A cunoscut cu Duhul că acel filozof al lui Are, de care se temea tot sinodul creștin, are Duh teologic, arhiconă, el care întoarce și învârte învățătura Sfintei Scripturi. Și a spus așa, Duhul Sfânt este adevăr. Și zice psalmii lui David, așa spun, mută să fie buza ce vorbește împotriva adevărului. Și l-a binecuvântat pe acel filozof. Și în acea clipă a muțit dracul teolog din el, a ieșit dracul teolog din el și filozoful a rămas mut și în realitate. Și atunci a zis împăratul, zice, da, mare este Dumnezeu creștinilor, fiindcă filozoful acum dădea în scris, fiindcă nu mai putea vorbi, și îi spunea Sfântului Spiridon, nu-i părea rău că i-a luat înțelepciunea cea drăcească cu care combătea adevărata credință. Îi părea rău că rămăsese mut și a zis Sfântului Spiridon, dacă îmi dezlegi graiul, pentru tine voi vorbi, zice, nu pentru Are. Am cunoscut acum pe adevăratul Dumnezeu. Și în clipa când l-a binecuvântat din nou cu cuvântul psalmului. Deci ce spune în psalm? Dumnezeu a dat cuvânt celui ce vestește cu putere multă. Și în clipa aceea s-a dezlegat din nou graiul lui și a început să vorbească împotriva lui Are după ce l-a binecuvântat. Deci iată argumente prin care Duhul Sfânt lucrează, dar Duhul Sfânt se depărtează de la omul care este stăpânit de putere demonică. Ei, ca să știți foarte bine și clar să vă fie în minte, nu sub formă de hulă sau batjocură. Toate sectele ce s-au desprins din învățătura creștină de răsărit cu puterea harică de la Ierusalim, pentru că ați văzut, aveți acum și televizor și video și de toate și radio, nu mai trăim într-o lume în care se mergea o săptămână cu calul pe jos de la Vaslui la București. Trăim într-o lume destul de modernă în care
de la un capăt la altul al lumii, vorbești printr-un fir de telefon sau vorbești printr-un satelit sau vezi printr-o imagine de televizor ce se întâmplă la mii de kilometri. Ați văzut la Ierusalim, an de an, Sfânta Lumină care vine și aprinde piatra de mormânt și ca drept dovadă, Dumnezeu știind că necredincioșii în toată vremea vor găsi argumente, a lăsat ca acel foc să se vadă, că nu-i cu laser sau cu curent electric sau cu fotoelectric sau cu nu știu ce instalație. Îl iei în mână și nu te frigi. Deci timp de 2 ore, acel foc nu frige. Deci umbli cu lumina aceea, cu văpaia aceea străvezie și te porți pe mâini, cine a fost poate să știe, poate din dumneavoastră mulți au călcat pe acolo. Și nu te frigi de acel foc care vine din cer și înflăcărează piatra de mormânt în fiecare an de sărbătoarea învierii. Iar după 2 ore frige ca orice foc pământesc și după aceea, bineînțeles, că dispare. Deci iată, Dumnezeu și-a lăsat argumente pentru fiecare timp și vreme ca oamenii să nu poată fi amăgiți de lucrarea satanei. De aceea, întorcându-ne de unde am plecat, că noi am deraiat puțin subiectul, un alt argument care ne arată că hula împotriva lui Dumnezeu sau nimicnicia firii omenești împotriva lucrării Duhului Sfânt nu poate să schimbe puterea sau forța dumnezeirii. Sunt întreaga patristică creștină care a suferit timp de 300 de ani până la împăratul Constantin. Ați văzut câți împărați păgâni au făcut mucenici, au făcut martiri, au făcut mărturisitori, au umplut raiul de sufletele dreptilor. Ați văzut în Viețile Sfinților că se vând acolo la Pangar și mulți din dumneavoastră le-ați și cumpărat, le aveți. Vedeți ce scrie acolo. Unde este închipuită sau unde poți să-ți dai seama în fire omenească gândind un om care să-l pui în foc și să nu ardă. Un om care să-i torni plumb topit și să nu pățească nimic, să-l bagi în cuptor aprins și el să meargă ca prin rouă. Să fie târât, să fie rupt, scoasă carnea de pe el, citiți viața Sfântului Climent al Ancirei, să vedeți sub 5 igemoni și sub 3 împărați a fost muncit și de 5 ori au scos carnea de pe el cu unghii de fier și ea a crescut la loc și Îngerul lui Dumnezeu îl făcea sănătos numai ca să se proslăvească darul lui Dumnezeu și când îl scoteau din temniță și îl vedeau întreg, spunea și că acesta vrăjitorie face. Sfântul Gheorghe, a cărui hram poartă biserica, l-au băgat 3 zile în groapa cu var. Apoi i-au spus, zice, dacă credința voastră e mai bună, zice, fa să învie un mort. Și când într-adevăr Sfântul Gheorghe a căzut în genunchi și a zis rugăciunea, Doamne, Tu cel ce ai dat viață la toată făptura, ridică și pe această făptură nu pentru ispitirea mea, ci pentru întărirea celor necredincioși. Mortul, mor de multă vreme, s-a sculat din mormânt și a ieșit și a zis, nu, că e vrajă, e nălucă. Și atunci a spus Sfântul Gheorghe, dacă e vrajă sau nălucă, zice, voi cu minunea voastră omorâți-l din nou. Și n-au putut. Și când a zis Sfântul Gheorghe, zice, să intri din nou în mormânt și să stai somnul de veci până la venirea Mântuitorului Iisus Hristos. Mortul a intrat din nou în mormânt și a adormit, s-a prefăcut oase și țărână ca și cum a fost dintotdeauna. Deci, vedeți, sunt lucruri sau sunt fapte prin care biserica își apără învățătura de credință dogmatică și creștină bazată pe Sfânta Scriptură, bazată pe Sfânta Tradiție. Deci trebuie să păstrăm identitatea acestor învățături ca să nu ne trezim, deci ca să nu ne trezim și asta luată logic și în spirit casnic. Ați văzut, o mamă are fete și le crește. Uite, mamă, asta se coasă așa, asta se țese așa, asta se toarce așa, asta se spală așa, mâncarea asta se face așa și păstrează din generație în generație, fiindcă și fiica ei la rândul ei învață pe fetele ei și fetele ei la rândul lor vor învăța pe fetele lor și ei știu din tradiție, zice, așa știu de la mama, așa știu de la bunica și îți păstrează îndeletnicirea casnică, la fel și Sfânta Scriptură și învățătura, deci se păstrează de la generație la generație. Deci nu este o absurditate și nu poți să te lepezi de niște adevăruri sau cum spun și aduc iarăși argument sectarii când spun, zice, da, Hristos s-a botezat la 30 de ani ca să arate că El mărturisea ce spunea. Citiți atent Sfânta Scriptură că e gândire de logică. A scos Hristos vreo vorbă în apă? Nici măcar de pomeneală, nici măcar un amin. În clipa când a venit Ioan la el și i-a simțit dumnezeirea,
a căzut cu fața la pământ și a spus, eu am nevoie de botezul tău. Deci simțea Ioan că Duhul Sfânt e mai mare decât botezul lui cu apă. Hristos n-a făcut predilecții și explicații, a spus atât, lasă, acum împlinește legea și dreptatea. Deci tu fă acum ce poruncește Dumnezeu, nu ceea ce vrei tu. Și în clipa aceea Ioan spune, iată mielul lui Dumnezeu ce ridică păcatul lumii. Deci numai în Hristos și în botez se poate ridica păcatul omului. De ce în Hristos și în botez? În clipa când eu mă îngrop cu Hristos prin botez și înviez cu El prin botez, eu devin fiul legitim al bisericii. De-aia noi ne botezăm pruncii în virtutea nănașului și a preotului, sau cum se mai spune, la țară și moașa care duce copilul la botez. Deci sunt martorii care vor spune copilului când va fi mare că el a fost botezat, a fost pecetluit cu Duhul Sfânt, a fost dăruit sau dat bisericii pentru a fi fiul al bisericii. Și sectarul spune, zice, dar ce? Dacă mor ăia, de unde știe el? Dar de unde știe pruncul mic când are un an de zile să spună mamă sau tată? Am și eu o întrebare. De unde știe el să spună, iată mama sau mama sau tata? Simțul matern și simțul de viață au o legătură prin lucrarea Duhului Sfânt. Dacă vreți ca să vă dați seama de această inteligență cercetată și analizată de oameni de știință, pentru că și știința te sprijină când este nevoie, lasă un copil mic, de vârsta de un an sau de 6 luni sau de 7 luni, care a început să vorbească, și după ce strigă mama să se ducă o femeie străină la el, să vezi că o respinge, el o cunoaște, o simte că nu-i mama lui. Își simte prin Duhul Sfânt, lucrarea Duhului Sfânt, căldura mamei. Și pune un copil străin să plângă între mai multe femei și vei vedea pe mamă, deci vei vedea pe mamă, și am să vă aduc argumentul imediat, vei vedea pe mamă că ea se manifestă singură după țipetul copilului sau zgomotul lui care este al ei. Împăratul Solomon, fiind pus odată la strâmtorare și venind două femei cu un copil, deci iudă că una nu năștea în timpul Vechiului Testament, i-a furat copilul noaptea celeilalte. Și ce a făcut? Am să vă explic și de ce această istorioară. A chemat împăratul Solomon pe cele două mame cu copilul și a spus așa, dacă nu vă hotărâți a cui este copilul, eu am să-l tai în două cu sabie. Și mama cărei copil era copilul, întâi cea cărui nu era copilul, a zis, da, mai bine așa, tai-l să nu fie nici al meu, nici al ei. Dar mama care într-adevăr să jertfise pentru el, l-a purtat în pântece, l-a născut și l-a crescut până la vârsta când deja fusese furat de asta, a spus, nu, mai bine dă-i lei viu, zice, de ce să-l omori, că îmi pare rău, zice, lasă mai bine să știu că trăiește. Și atunci împăratul Solomon a zis, ia-ți copilul femeie și celelalte i-a spus, să-ți fie rușine, citiți în Sfânta Scriptură, de ce acest lucru? Și biserica pentru copiii ei se pune de-a curmezișul împotriva diavolului și vrea ca să-i câștige. Ei, satana nu face la fel. Sectarii nu fac la fel. Sectarii mai degrabă vor să vadă biserica fărâmată și dărâmată și pe fiii ei morți și distruși și împrăștiați decât să-i știe lângă mama lor. Ce zice? Ce biserică? Ce nu? De unde a scos voi asta? Deci să bucură cu fiecare dezbinare, cu fiecare păcat, cu fiecare mizerie care se întâmplă în societate, ei se bucură și chiar de nu sunt adevăratele și inventează. Uite ai voștri cum beu, uite ai voștri cum curvesc, uite ai voștri cum fumează, uite ce fac. Ca și când ei nu le-ar face, ca și când ei ar fi sfinți, deci ca și când ei ar fi fără de păcat, uitând că stau împotriva Duhului Sfânt, când prorocul, și asta, prorocul și împăratul David spune, nimeni din cei vii nu-i fără de păcat înaintea lui Dumnezeu, ci cu o clipă de ar fi viața omului și aia înseamnă păcat. De ce? Și cu mintea, și cu gândul, și cu voia, fără să vrem, gândim și greșim și facem păcat. Dar biserica vine să ne spele prin haina botezului, de la naștere. Și ce interes ar avea biserica să spele pe un prunc mic de păcatul strămoșesc când el este de-abia de o șchioapă, nici n-a greșit. Dar are ce păcat în el? Are păcatul zămislirii părinților. Auzi ce spune David. Că în păcate și fără de legi m-a născut maica mea. Cum?
S-a culcat femeia cu bărbatul, Sfânta Treime a fost de față, dar ei nu s-au culcat în scopul să zică, gata, astăzi avem copii, ca la centru de însămânțare artificială. Duci taurina, a scos numărul de crotală, specia, linia, valoarea productivă, a însămânțat animalul și te duci cu el acasă. Ei, n-a lăsat Dumnezeu așa ceva între oameni, a lăsat dragostea ca omul să nască copii din dragoste și să-i crească. Adică, cum vă explicați o mamă care ar crește niște copii așa la întâmplare, numai să fie crescuți? Ea suferă când îți bolnavi, suferă când nu-ți cumin, suferă când pățesc ceva, suferă... Deci este acea afectivitate pe care Dumnezeu a pus-o din clipa zămislirii pruncului. N-ai văzut femeia însărcinată să mănânce, să nu-i fie poftă, să nu se piardă pruncul, să nu umble dezbrăcată, să sărăcească, să piardă pruncul. Să aibă grijă să nu fie lovită sau să facă efort să nu iasă pruncul sănătos. O știți din viața civilă de fiecare zi. Deci Dumnezeu are grijă și dă această căldură, dar lasă păcatul fără de legi. Deci zice și în fără de legi m-a născut Maica mea. Deci păcatul propriu-zis al plăcerii. Și vine biserica și spală și acest mic păcat ca pruncul să intre curat în împărăția lui Dumnezeu. Deci dacă el ar muri și întâmplarea face, că ați văzut și prunci mici morți, deci nu e o întâmplare. Mergem mai departe. Ceea ce face biserica pentru fiii ei în continuare, vedem din urmarea celorlalte feluri de botez. Avem după aceea botezul pocăinței cu lacrimi. Botezul pocăinței cu lacrimi. Deci am trecut de botezul tăierii împrejur, botezul cu apa lui Ioan și botezul din apă și din Duh. Deci biserica și-a dobândit pe fiul ei. De acum biserica urmează să-l crească. Deci biserica îl crește în ce învățătură? Îl hrănește, cum spune rugăciunea Domnului Iisus Hristos de la Acatist. Du-mă la pășunea cea duhovnicească a turmei tale celei prealese. Auziți dimineața când veniți la Acatist sau când citiți acasă. Hrănește-mă din verdeața dumnezeștilor tale taine. Deci ce face mai departe biserica? Se grijește de oaia ei, le lasă pe cele 99, cum se spune, adică le lasă pe cele care știu și aleargă în calea celor care se pierd ca să le aducă și să le bage în staul. Deci imediat după botez, pruncul este împărtășit, la 40 de zile îi se face molifta, cum o să vedeți la 2 februarie, că și Maica Domnului aduce 2 pui de porumbel în semnul curățirii, deși a suferit fără de necurăție nașterea, fiindcă ea n-a avut stricăciune, fiind femeia aleasă între femei sau cea mai sfântă dintre femei, și merge mai departe. Deci după aceea biserica își poartă grija și trece la un alt botez mai puternic. Botezul pocăinței, nu numai că ai plâns cu lacrimi, a iertării și a dezlegării păcatelor, care rămâne și taină în biserică, adică taina spovedaniei. Eu nu mai amintesc nimic de spovedanie, ca să știți toți, oricine s-a spovedit în viața lui. Dar ce vreau să spun? Pune biserica acest botez la dispoziția omului, fiindcă Ioan Evanghelist o arată în Evanghelie. Cine spune că este fără de păcat, mincinos este și urător de Dumnezeu. Citiți la Evanghelia de la Ioan. Mai departe, această taina spovedaniei nu este pusă la întâmplare. Vedeți ce a făcut David după ce a greșit cu Berșeva, cu femeia lui Urie, când s-a născut Solomon. Și ce spune, zice? A venit Natan și l-a mustrat. Și David s-a pocăit. Dar pocăința n-a făcut-o numai el, ci a arătat-o în chip simbolic. Pentru că dezlegarea propriu-zisă de păcate a fost instituită în biserică, deci a fost instituită în biserică, prin puterea apostolică. Și oricine a citit în Sfânta Scriptură, de ce fac această sinteză? Pentru că uneori vorbim fel de fel și nu înțelegeți nimic, dar să mai știți cât știe ceva clar. Deci, a venit Hristos, a venit, s-a botezat, a propovăduit și acum urma să plece la cer. Deci trebuia să se înalțe după înviere. Dar i-a chemat pe apostoli, i-a chemat pe cei 12 și le-a spus, ce veți lega pe pământ, legat va fi și în cer. Ce veți dezlega pe pământ, dezlegat va fi și în cer. Și aici mă opresc și vă fac încă o mică paranteză pentru mulți care nu știu. De exemplu, vin mulți oameni și spun, ce părinte, nu mă spovedesc că n-am postit. Nu te spovedești pentru că ai postit sau pentru că n-ai postit. Te spovedești ca să te dezlegi de păcate.
Nu să faceți spovedania că ai postit sau nu ai postit. Se dă canon de postire înainte de Sfânta Spovedanie. Pentru ce motiv? Ca omul fiind găsit vrednic ca să se împărtășească, să poată lua Sfintele. Adică nu te spovedesc alt și te mai chem într-o altă zi să iei Sfintele. Sau unii spun și părinte, mă spovedesc azi că e miercuri, dar vreau duminică să mă împărtășesc și de acum postez. E și același lucru, deci e valabil. Deci orică e înainte de spovedanie, orică e după spovedanie, grijirea pentru Sfintele Taine oricum trebuie să apară. Cele 3, 4 sau 5 zile de mâncare de post, deci nu mâncare de dulce. Dar ce trebuie să vă rămână clar? Biserica în baza acestui adevăr, Biserica, în baza acestui adevăr, mai face și altceva. Ea spală păcatele întregii lumi prin Sfânta Liturghie. Lumii creștine mă refer, să nu vă referiți la păcatele catolicilor sau a protestanților sau a sectarilor. Noi nu avem treabă cu păcatele lor. Biserica și Dumnezeul lor îi spală pe ei. Noi nu avem treabă cu ei. Noi avem treabă cu Dumnezeu Cel din Cer, despre care Pavel spune: mie nu mi-este amălăudat decât în crucea Domnului. Deci a suferinței. Și atunci, ce fac eu la Sfânta Liturghie? Tu scrii acolo, Maria, Ion și Vasile cu fiii. Eu fac proscomidia la Sfântul Altar și pregătesc jertfa liturghiei. În clipa când în timpul Sfintei Liturghii se ajunge la epicleză și se sfințesc Sfintele Taine, deci vinul din potir se preface în însuși sângele Domnului Dumnezeu și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Și aici fac aviz bărbaților că unii mă mai iau câteodată în glumă și la spovedit îmi spun. Părinte, zice, am cam tras cu sângele Domnului. Ar fi fost bine dacă i-ai fi tras cu sângele Domnului. Cu vine ai tras. Și asta este o hulă. Deci nu luăm în râs Sfintele Taine. Ai băut vin, e firesc să bei că e vinul tău și gura ta și casa ta și voia ta. Dar nu că i-ai tras cu sângele Domnului, cu vine ai tras. Sângele Domnului este acea 30 de grame, deci acea măsurică mică dogmatică din Sfântul Potir, în care veniți și vă împărtășiți și doar luați pe buze cu lingurița, simbolic, cum și Isaia a văzut serafimii când cu clești i-au dat pe buze cărbunele dumnezeiesc. Deci să nu facem confuzie între cantitățile noastre industriale de 2-3 kg de vin într-o sărbătoare cu sângele lui Hristos care se ia prin atingere de buze din linguriță. Deci atenție! În clipa când s-a sfințit vinul și s-a prefăcut în sângele Domnului Dumnezeu și Mântuitorul Iisus Hristos, iar bucățica de pâine, deci din prescură, scoasă cu acele cuvinte dogmatice, că s-a dat ca omul spre junghiere și s-a luat de pe pământ neamului și cine îl va spune și junghi să-mi el Dumnezeu și toate ale proscomidiei, ea primește puterea Duhului Sfânt, se transformă în trupul lui Iisus Hristos, conform Evangheliei de la Matei, când se arată că la cina cea mare Dumnezeu a binecuvântat pâinea și a spus ucenicilor: luați, mâncați, acesta e trupul meu. Asta este, de fapt, esența întregii Sfinte Liturghii la pogorârea Duhului Sfânt și la preschimbare. În clipa aceea, pe grămada de la disc, aici sunt cererile viilor și aici sunt morții. Ei, morții aceia stau în iad. Și tu ai pus la parastas o pâine, o lumânare și o sticluță de vin. Ați văzut? Deci nu cantitățile acelea enorme de parastas să te mândrești tu în tot satul că ai adus mai mult ca altul. Acel puțin despre care se vorbește canonic și dogmatic în biserică. La vii tu ai dat pomelnicul și ai scris acolo Maria, Elena și Gheorghe cu fiii. Ei, în clipa când s-a terminat Sfânta Liturghie, începe spovedania universală a bisericii pentru fiii ei. Cum? Preotul spune: spală, Doamne, păcatele celor care s-au pomenit și să pomenesc la Sfânt jertfelnicul acesta pentru sănătatea, mântuirea și ajutorul lor și împlinirea tuturor cererilor de folos. Adică unul vrea sporul gospodăriei, reușita la servici, reușita la școală, reușita în necazuri, izbăvirea de proces, de divorț, de câte întâmplări. Ei, Dumnezeu o știe că este folositoare sau nefolositoare și se împlinește acea cerere a acelui om care... Și aici mă opresc. Care om? Care, după ce a dat pomelnicul, el are viața lui curată? Deci poate să vină și sectarul să-mi dea pomelnic, să creadă el că se împărtășește în cadrul liturghiei de puterea Duhului Sfânt. Poate să vină și curvarul să dea, că cineva mi-a făcut o obiecție și a spus, zice, dar ce știi tu că-s curvar? Nu se referă nimeni la păcătoși. Hristos n-a strigat în cei 3 ani de mesianitate, vai ție desfrânată sau vai ție curvarule sau vai ție bețivule. Nu!
Vai vouă, farisei sau fățarni sau cărturari? De ce? Pe ce s-a supărat Dumnezeu? Pe omul care stă în păcat? Dumnezeu nu face nicio diferență între femeia căsătorită de 3 ori și fecioara care nu s-a căsătorit niciodată, dacă femeia ce s-a căsătorit de 3 ori s-a spovedit și s-a dezlegat de păcate. Nu-i nicio diferență. Trupește, da. Trupește, aia e fecioară și aslaltă este femeie. Spiritual sunt pe aceeași linie. Deci asta este puterea Duhului Sfânt în biserică. Eu vreau ca tot să fie una, cuvântul Duhului Sfânt. Deci nu-L interesează pe Dumnezeu în poziția Sfintei Liturghii că tu ești femeia care ai desfrânat sau ai avut nu știu ce avort. Pe El îl interesează poziția unde tu te afli. Eu sunt în pocăință și duhovnicul a spus, ai grijă să botezi un copil, ai grijă să faci rugăciunea cu tare, ai grijă să faci cu tare, ai grijă să nu mai desfrânezi. Și în clipa aceea omul a spus, da, părinte, cu ajutorul lui Dumnezeu eu făgăduiesc să pun început bun. Ei, acea mărturisire este cheia în baza căruia duhovnicul și-a dezlegat penitentul, iar în cadrul Sfintei Liturghii, El și îl spală de păcate universal în fiecare Sfântă Liturghie. Deci ăsta este rostul acelui pomenic pe care tu îl dai la biserică și biserica nu are cum să te spovedească în fiecare clipă. Deci asta ar însemna de dimineață până seara să stai în biserică și să spui, păi te-am gândit rău, m-am supărat, am vorbit, am mâncat, am dormit. Deci închipuiți-vă că ar trebui să trăiești numai în biserică. Ei nu. Biserica are temporar în posturi spovedania de păcatele canonice. Iar la fiecare Sfântă Liturghie, fiindcă omul are acasă rugăciunea de dimineață sau de seară, acea pravilă, cum îi zic eu, zic, vezi că ai de făcut următoarea pravilă și cineva întreabă, ce e aia pravilă? Pravilă este numărul de rugăciuni pe care îl face omul dimineața și seara. Ea se împarte pe 3 categorii, pentru cei virtuoși sau care vor. Ei își fac din ceaslov sau din cărticica de rugăciuni, rugăciunea de dimineață sau de seară. Iar la care nu eu le-am spus, nu știi carte, zi 12 Tatăl nostru și câteva metanii, 7, 8, 10 dimineața, zi 12 Tatăl nostru seara și 7, 8 sau 10 metanii. Deci înlocuiește, este echivalentă rugăciunea mea de Tatăl nostru cu cel care a citit din ceaslov, dar să fie făcută. Ei, în clipa când tu zici, Tatăl nostru care ești în ceruri, iartă nouă greșalile noastre, că și noi iertăm greșiților noștri, în cadrul Sfintei Liturghii Dumnezeu îți cunoaște pocăința ta de acasă și păcatele tale se spală, că așa se încheie Sfânta Liturghie. Spală, Doamne, păcatele celor ce s-au pomenit într-o nădejde a învierii și a vieții veșnice. Deci vezi unde ne întâlnim? Ne mai întâlnim încă o dată curați, curați, că nimic necurat nu intră în Împărăția lui Dumnezeu, ne întâlnim la înviere, la învierea cea de obște. Deci când Hristos va suna și toți vom fi de față. Dar cine nu vor învia la judecată? Că Duhul Sfânt vorbește în sal. Necredincioșii nu vor învia la judecată. Deci ai văzut? Deci vrut, nevrut. Noi ne spălăm păcatele în nădejdea învierii în Sfânta Liturghie, dar necredincioșii n-au ce căuta la judecată. De-aia și spune rânduiala canonului că zice banul desfrânatului sau a păcătosului să nu-l primești în biserică. De ce? Nu-i folosește, tu îl lipsești pe el, îl păgubești material. Îl faci să-ți aducă banul, dar el nu știe să-și facă o cruce, nu știe că miercurea și vinerea se postește, nu știe că trebuie să fie legitim căsătorit cu soția să nu trăiască în concubinaj, nu știe că trebuie să aibă copiii botezați, nu știe că copiii lui trebuie să când sunt mici împărtășiți sau când sunt mari și ei la rândul lor cununați cu soțiile lor. Am întâlnit caz frecvent în biserică când o mamă de 65 de ani venind la povedanie cu soțul ei, necununați legitim, deci numai la sfat, cum se spune în termenul popular, și aveau la rândul lor alți 5 copii, toți fără nuntă religioasă. Deci și ea la fel. Și am zis, păi zic, ce canon să-ți mai dau decât să ții botez? Zice, zic, să ții cununi. Părinte, zice, mi-e rușine acum să facem asta, bătrâni, fiindcă ne-ar întreba copiii noștri de ce n-am făcut-o până acum. Păi dacă ați fost necredincioși, dacă pentru un carnet de membru de partid a fost rușine să mergi la biserică, fă-o acum la bătrânețe. Păi vrei să mori acum în iad? Zic, de acum știi că nu-i bine. O să o facem. Ori fi făcut o milă lui Dumnezeu. Deci vezi, de la rădăcină spre sus merge și păcatul. Fiindcă dacă mama și tata sunt credincioși, băi, vei, hai la comunie. Băi, vei, dă-i drumul la biserică. Băi, tu știi, spovedește. Mergi și te împărtășești. Mergi și te cunună, mergi și botează copilul, mergi și dă liturghie. Ei singuri îi împing și binele se lucrează în mod involuntar de la spate. Dar dacă nimeni în casă nu știe lucrul ăsta, ce ai făcut? Totul se dărâmă.
Deci iată cum biserica prin botezul lacrimilor și prin botezul dezlegării păcatelor vine și își spală pe fiii ei duhovnicești ca o mamă bună. Ceea ce în virtutea iubirii creștine sectarii n-au. Ei vor să ne iubim cu ei. Cum să mă iubesc cu tine când tu rămâi negru și spurcat ca un câine? Doar n-am spus eu asta. Hristos a spus în Scriptură. Feriți-vă de Hristos și mincinoși. Feriți-vă de prorocii mincinoși, că sunt lupi îmbrăcați în piei de oaie, care nu caută să ucidă trupul, ci sufletul caută să-l piardă. Păi ce să caut eu cu tine de vorbă sau la masă sau nu știu unde? Deci de asta mă feresc de sectar, fiindcă legea creștină mă îndeamnă și în șanț, dacă îl văd căzut, să-l pun pe mal, flămând dacă îl văd, să pun o bucată de pâine lângă el, dar să plec și să nu zic, Doamne ajută, n-ai voie să-i spui Doamne ajută. Și doar atâta, luminează-l. Dumnezeu, adică să-i lumineze, avem mărturie în Sfinții Părinți, deci avem mărturie în Sfinții Părinți, când un sfânt, Metodie sau Modest, eu nu știu care, din Ierusalim, doi sectari probabil au intrat în biserica unde ținea cuvânt și i-au tras o palmă. Nu am amintire, am citit mai de mult lucrul ăsta. Și el a început să-i blasteme și să se roage urât pentru ei. Dar Dumnezeu, care e iubitor de oameni și nu vrea să se piardă omul, ci să vină la adevăr, s-a arătat noaptea la gura iadului, cei doi se țineau de poalele lui Hristos, sectarii aia doi, și se făcea că sfântul respectiv e în fața lui Hristos. Și Hristos îl întreba, ce să fac cu ei, să-i pierd sau să-i iert? Și ăsta a rămas cumva, și că da, pierde-i, Doamne, zice, că doar nici nu sunt de credință creștină. Da, zice, dar dacă sângele meu răscumpără păcatul lumii, zice, să nu-i lăsăm să se pocăiască, să nu le dăm timp de pocăință? Și că, Doamne, cum vrei Tu? Și îi spune Hristos acelui arhiereu sau ce era el episcop, zice, zi rugăciunea Tatăl nostru. Și când a ajuns și ne iartă nouă greșalile noastre, Dumnezeu a spus, nu, să nu zici așa și nu ne iartă, că Tu nu-i ierți. Căci cum să nu iert, Doamne, zice? Și atunci spune Hristos, zice, niciodată să nu oftezi de păcatul aproapelui, niciodată să nu te întristezi de păcatul aproapelui tău, că nici eu nu oftez pentru păcatul întregii lumi, ci din iubire vreau pe toți ca să-i salvez. Dumnezeu știți ce ar putea să facă? Când s-a dus unul la sectar să-l și îndrăcească, când s-a început unul să înjure sau să-și bată femeia, să nu vină la biserică și să fie păcătos, să-și vină trăsnetul peste el, dar nu vrea Dumnezeu asta, ci el îl lasă. Chiar și pe o femeie zice, cât l-a mai răbdat Dumnezeu, zice că e ca un burete plin de băutură, zice, eu nu știu cum îl ține Dumnezeu. Îl ține din iubire, îl ține din milă, îl ține că este botezat în numele Sfintei Treimi și așteaptă întoarcerea și pocăința lui. De asta îl ține, ca să știți. În el este pecetea Duhului Sfânt de la botez, este botezul de când s-a născut, sunt sfintele taine cu care s-a împărtășit, este sufletul în care Dumnezeu a pus tot ce a fost frumos din dragostea lui de Dumnezeu și de aia nu-l pierde. De aia Dumnezeu a lăsat taină în biserică. Peste această taină a pocăinței mai este încă o taină. Este o altă taină de pocăință, mucenicia. Deci mucenicia ce înseamnă? Vremea pe care o trăim noi astăzi este aproape de mucenicie. Nu mai este mult și nici departe. De ce vreau să spun? Ați văzut, tehnica a făcut avansări. Biserica deja este situată pe planul 2 în valoarea ei, să spunem, spirituală în societate. Las-o cu colo și cu biserica asta. E adevărat, cineva mi-a spus, zice, uite ce faceți voi popii, dacă așa le facem, eu ce-s vinovat. O fi și asta adevărat, că nu contest eu. Dar ce se întâmplă? Eu am spus la mulți creștini, uite-te după popi, vezi-i curvind, vezi-i făcând ce vrei, tu du-te acolo unde nu-i vezi nici curvind, nici vând, nici fumând, du-te acolo, cum spune Nicodim Aghioritu, și caută pe cel care poate să te zidească sau să te folosească pe tine, ține-te de el, spovedește-te, împărtășește-te și împlinește cuvântul lui Ioan Iacob. Nu că ta, iurea, vezi, nu judeca păcatele străine, socotind securea morții care vine. Că atunci când te vor da la munci, groaznici și pârâși, ei vor fi atunci și te vor judeca pentru judecata ta. Deci vezi? Deci pentru că ai judecat, trebuie să fii judecat. Nu să nu-i judecăm, să-i îndreptăm, datori suntem ale spune, părinte, nu-i frumos, părinte, nu-i creștinește, părinte, dar tu mă înveți așa, de ce faci așa?
Dar important este să înțelegeți, și le-am spus-o și la sectari, și le-am spus-o și la ortodoxi, le-am spus-o și la catolici, le-am spus-o. Am avut, mergând și cu mașina, și pe drum, și pe stradă, și prieteni, mă, frate, zic, l-ai văzut pe Dumnezeu mort, de beată în șanț? Păi nu. L-ai văzut pe Dumnezeu cu 3 femei? Nu. L-ai văzut pe Dumnezeu mâncând și bând? Nu. Atunci, de ce nu crezi în El? Că El e curat, e sfânt. Da, părinte, dacă vezi ce fac alții, dar tu când ai să mergi la judecată, te întreabă ce a făcut Gheorghe și Vasilea lui Tomiță sau te întreabă ce ai făcut tu? Ar să pună acolo la judecată cântarul și a să spună, nu-l mântuiți pe Gheorghe, mai adăugați și păcatele lui Ion. Nu e așa ceva, frate. Să vor duce în iad ca oile la junghiere. Cu balamucul să vor duce. Spune clar, zice, atât de largă e poarta ce duce la pierzare, încât mulți încap pe dânsa. Deci vă dați seama, că asta urmează. Dar ce treabă ai tu? Tu stai în pătrățica ta. Știu că miercuri mănânc de post, îți mai bolnav mănânc de 3-4 ori, dar știu că am mâncat de post. Eu mi-am făcut frumos Tatăl nostru sara. Dacă am duminică bani să mă duc la biserică, mă duc, dacă nu mă duc și fără bani și mă pun în prizvor, că doar nu este taxator la ușă ca la când treci la mergi în metrou, ați văzut, bagi un bilet ca să poți să intri. Nu e așa ceva. Până s-o pune aia la ușă, mai mergem așa, fără. Pentru că o să vină o vreme când mai te pomenești că o să fie și acolo așa un fel de măgăoaie de ai să învârte roată și ai să bagi banul ca să poți să intri, da? Până în slava Domnului. Încă biserica are toate drepturile libere de a fi vizitată, deschisă și cerută pentru rugăciune de oricine. Deci nu se pune încă acest lucru. Deci ori ai banul de lumânare, ori n-ai, tu ai intrat în dreptul tău, în pătrățica ta, te-ai rugat, te-ai închinat, ți-ai luat anafra, iar nu aștepți acasă. Că nu vrea Gheorghe să meargă și râde de tine sau te mai și ia în drumă? Vine judecata. Și mucenicia în ce constă? Vechii mucenici de dinainte, erau omorâți că mărturiseau pe Hristos. Era închinări la idoli, la pietre, la lemne, la fiare, la toate nenorocirile și nebunile. Dar astăzi vin alt fel de idoli. De ce n-ai fost la biserică creștine? De ce vii așa? Părinte, mai stau duminica la televizor, îs obosit de la muncă, m-am mai spălat, până m-am barberit, am fost obosit, n-a circulat autobuzul, n-a mers tramvaiul, n-am avut treabă cu copiii, m-am mai dus prin piață. Deci iată ce idoli moderni a inventat Satana să te corupă. Creștinii noștri de demult și mamele care deja au părul surd pot să o spună, nu eu o spun, ci mamele cu părul surd, au prins pe mamele și pe părinții lor când spuneau, fată dragă, zice, a tras clopitele la biserică, e sâmbătă, sara, gata treaba. Hai să ne spălăm că mâine e mers la biserică. Ei, cam simțământul ăsta, acest consimțământ trebuie să pătrundă din nou în inima omului. Degeaba faci tu tarte și fripturi până la 12-1 noaptea spre duminică dimineața, să ai ce mânca pe a doua zi, dacă sufletul l-ai lăsat gol. Spală-te! Îmbracă-te, taie slemne și până la 10, dar măcar la 10 culcă-te, ca mâine dimineață la 6, la 7 să poți să grijești gospodăria, fiindcă nu poți să pleci aiurea de acasă. E un animal și Scriptura spune, cine nu-și dezleagă asinul să-i dea mâncare sau să-l dea la apă. E logic, e muncă de obște, e foc continuu, animalul nu știe. Dar după aia iei o leacă cărărușa și te duci la biserică. Că e un oraș, că e la sat, că unde ești, să te găsească Sfânta Liturghie în biserică. Că unii fac și lucrul ăsta. Favorizează, deci favorizează chestiunea de a se folosi, să spunem, de pomelnic sau de staina bisericii de spovedanie, dar el vine în post o singură dată la Crăciun, mai vine o dată la Paști, a dat pomelnicul pe un an de zile, el l-a dat un an de zile, părinte, ce vezi, am dat 25.000 sau 20.000, mai am pe anul ăsta. Tu îl pomenești, dar ia ca zice dogmatica ce te învață, zice. Pe creștinul care canonică întâi, ca apoi dogmatic vorbim. Ce spune canonul? Creștinul ce n-a fost de 3 ori la biserică, 3 duminici la rând, să se afurisească. Ce înseamnă afurisania? Este blestem al bisericii prin care omul se oprește de Sfânta Împărtășanie neavând păcate. Adică, chiar dacă n-ai fumat sau n-ai curvit sau n-ai băut, nevenind 3 duminici la biserică, automat, deci automat n-ai voie să te împărtășești. Deci preotul este obligat să-ți citească rugăciunea de dezlegare de blestem și molifta. Ca și cum ar fi de la avort, ca și cum ar fi de la 40 de zile după ce ai născut pruncul, e aceeași necurăție. Dar ce se întâmplă?
Dacă tu mergi o dată pe lună la biserică sau de două ori, ai scăpat de acest păcat. Dar nu numai că ai scăpat, te-ai și folosit. Ai mers o dată luna asta la început și ai mai auzit acolo, că a mai zis popa, nu fa așa, nu fa așa, nu fa așa. Te-ai mai dus și la sfârșit o dată și ai auzit, măi, nu fa așa, nu fa așa. Ți-a mai rămas ceva în cap, te-ai mai folosit cu ceva. Dar tu dacă n-ai mers un an de zile, tu nici nu știi dacă trebuie să te mai închini la același Hristos la care te-ai închinat în postul Crăciunului, dacă cumva s-a mai schimbat ceva prin biserică. Tu nici abar n-ai. Dar mergând temporar la biserică, deci la o lună, la trei săptămâni, la două săptămâni, tu mai auzi ce s-a petrecut prin biserică. Să mai anunți o noutate, să mai anunți un cuvânt bun, să mai anunți, să spunem, ceva ce s-a inventat, ce s-a adăugat, ce s-a scăzut, ce s-a spus, ce s-a mai făcut. Și în felul ăsta tu ești omul lui Dumnezeu. Deci în felul ăsta tu ești în legătură cu El. Dar dacă vii la Crăciun și la Paști, cine te mai știe ce poți tu să întâmpini pe parcurs? Că tu habar n-ai, dar păcatele se adună acolo, ca la sâtă, tărâța. Cer, cer, cer și se adună. Mergând mai departe, trecem de unde am plecat și mergem la oile noastre. Abuzând de aceste nenorociri care astăzi învârt societatea, dar asta din cauza științei, din cauza științei, păi știința te-a făcut să ai ceas electronic, știința te-a făcut să mănânci gramat, știința te-a făcut să mănânci hrană rece, știința te-a făcut să lucrezi pe trei schimburi, știința te-a făcut să obosești în mine, știința te-a făcut să stai trei ore la tramvai că el nu mai vine, știința te-a făcut să mori de oboseală și să fii frânt, fiindcă noaptea e zi și ziua e noapte, nu se mai înțelege mersul lumii. Ei, îi spuneam unei doamne foarte bună, dintr-un domeniu foarte înalt, și spunea, părinte, simt că nu mai rezist, mă prăbușesc interior. Doamne, întoarce-te la casa părintească de unde te-ai născut, cu mâți, cu câini, cu vaci, cu pământ în ogradă, în care te sculai la răsăritul soarelui și te culcai când apunea soarele și erai om al societății. Vrei să reziști în acest calvar al societății? Fă-ți voința de fier și stai în lux. Nimeni nu te oprește să nu stai la bloc, nimeni nu te oprește să te scoli la program, nimeni nu te oprește să mănânci gramat, nimeni nu te oprește să fie totul electronic, spală-te la ghiuvetă, apasă pe buton să-ți vină masa, apasă pe buton să-ți cânte radio, dar dacă vrei butoane, trebuie să te și jertfești. Aceste butoane sunt puse ca să te distrugă întâi psihic, că moral te dărâmă imediat. De ce? Omul de la țară e mai îngust la minte, e mai prost, că așa spun orășenii, asta trebuie să o știți dumneavoastră, sigur. Dă-l încolo, bă, că-i țărănoi de la țară. E țărănoi de la țară, dar țărănoiul când dă o pacoste peste el, se duce în caz din jos, aprinde o lumânare, o taie în trii, o pune pe o chiatră, deschide acatistul sau paraclisul, citește, face rugăciunea și pleacă mai departe. Și, Doamne ajută, trebuie să o scot la capăt. Și iese din greutatea respectivă. Orășanul aleargă la tribunal. Aleargă la postul de poliție, la cine-i jandarm pe sectorul respectiv. Aleargă la notariat și ia ca în felul ăsta își strică pacea de tot. Că pe lângă serviciu și grijile care le mai are, mai stă și pe ușa tribunalului, mai stă și pe ușa notariatului și pe ușa poliției. M-a bătut, m-a pălmuit, mi-a tras, mi-a dat, mi-a făcut, mi-a nu știu ce. Și ia ca în felul ăsta omul să pierde de tot. Deci, vedeți, mucenicia este să trăiești, cred că cea mai frumoasă mucenicie astăzi și exemplu de mucenicie, este să trăiești în viața înaltă, sau viața asta domnească, cum avem noi, viața de oraș, dar să fii popular ca la țară. Adică, candela să fie candelă și dacă n-ai ulei să o aprinzi tot timpul că-i scump, măcar în timpul rugăciunii, un sfert de oră, 10 minute. Sau măcar duminica când e liturghie. Icoana să fie icoană și v-am spus eu odată, am mers la doi domni foarte bogați și n-au pus icoana Maicii Domnului pe perete, au spus-o sincer, părinte, zice, o avem, o ținem în dulap, dar n-am pus-o pe perete din cauza că strică aspectul, nu se încadrează în niciun colț al camerei, nu-i culoarea la gust cu frizeria aia lor, era dat cu fel de clipiciuri, cu nu știu ce, și strica icoana în mediul ăla, când intri, îți ia ochii icoana. Păi, bine, zic, puneți-o în continuare în dulap, zic, lăsați-o acolo, când vă rugați, vă băgați în dulap. Și ce vreau să spun? Icoana să-și aibă cinstea iconii. Miercurea și vinerea să-și aibă cinstea miercurii și a vinerii, rugăciunea seara și dimineața să-și aibă rostul ei, nu pe fugă și în grabă. Un Tatăl nostru zis din inimă este echivalent cu pravila unei întregi mănăstiri de la miezul nopții. Dar să fie zis din inimă, adică când ai simțit că te-ai pus în genunchi, să simtă vecinul de sub tine că îi trepidează tavanul. Bă, ce-o fi făcând ăla? Să roagă.
Adică asta înseamnă rugăciune, nu? Te pui într-un genunchi și îți dai papucul cu cremă și zici Tatăl nostru și când ai închis crema ai zis și amin. Nu așa, frate. Trebuie să fim foarte atenți că Dumnezeu nu glumește cu noi. Iar după mucenicie, trecând peste calvarul acestor nenorociri care vin peste noi pe zi ce trece și noi nu ne dăm seama de ele, dar ele bat la ușă orice clipă, mai este și botezul cu foc sau înfricoșata judecată. Eu am mai vorbit la adresa înfricoșatei judecăți de ien și de mii ori. Eu nu vă învăț cum învață sectarii, că ei s-a aleși și când va veni focul zboară pe sus și nu știu unde ajung. N-ajung nicăieri. Direct la tălpile iadului ajung. Cei ce s-au lepădat de adevărata credință și au pierdut biserica și sfintele taine poate să se roage până s-o roade genunchi și o da de oase și de cartilaje. Iadul îi așteaptă. Nu există mântuire afară de biserică. Asta să vă fie lege. Și această mărturie nu e a mea, este a celor 7 sinoade ecumenice, a celor 12 apostoli, a Mântuitorului Hristos, care a spus la 2 Timotei, cu 3, biserica este stâlp și temelia adevărului, iar casa tatălui meu, casă de rugăciune, se va chema. Da. Iar dacă vreți să citiți în Faptele Apostolilor, încă un argument, și mergând Ioan Evanghelistul la bisericile din Asia, la Efes, nu știu unde, a hirotonit preot și episcop, mergând Petru și Barnava, mergând Pavel, citiți Faptele Apostolilor. Deci a intrat în biserici și a hirotonit preot și diacon și episcop. Nu mai am vorbit de această putere în biserică. Deci nu există altă învățătură decât cea din biserică, pe bulevard, la casa de cultură, pe trotuar, pe stadion, pe la ușa blocului, foarte aviz la oraș, fiți atenți, mi-a spus cineva o chestie foarte interesantă, nu știu cine mi-a povestit-o, mi-a scăpat, dar vă avizez, atât de frumos și de sistematic lucră sectarii, că într-o zi, deci mergând doi și bătând la cineva la ușă, i-a și spus, domnule, noi răspundem de scara voastră. Deci nu răspundea de familia de acolo. Deci el este pus să-și facă misiune pe scara respectivă. Deci ei s-au împărțit la fiecare scară de bloc să atace toate formalitățile astea, familiile creștine care mai sunt. Să fiți foarte atenți. Îi spui, domnule, vrei să discuți cu mine? Hai la preotul paroh, vom deschide o discuție frumoasă în biserică, discutăm în biserică tot ce te interesează, îți răspund, acasă n-ai ce să discuți, am soț, am copii, am familie, am un program bine întemeiat, nu pot să-mi pierd din minutaj stând de vorbă cu tine la ușă. Dumnezeu nu stă pe la ușă, în biserică mă găsești. Și în felul ăsta evitați de a sta de vorbă cu ei. Împart cărți, împart broșuri, împart învățături greșite, vă spoiesc mintea cu fel de fel de prostii și este bine încă un lucru, vă amintesc, când vă pun întrebări la care nu puteți răspunde, scrieți-le pe o hârtie, deși par naive la prima vedere. Aduceți-le la preot, fie cel din parohie sau venind la mănăstire sau unde vă prinde vremea, că preotul poate foarte frumos pe marginea acelei întrebări să comenteze în biserică, să spunem la predică, ce ai nelămurit. De exemplu, poate să te intoxice imediat. Dar ce? De unde știi tu că Maica Domnului a rămas fecioară? Ia ca gândul rămâne și te frământă, ia ca gândul rămâne și te macină, dar dacă ăsta așa o fi de bună seamă, de unde știu eu că a rămas fecioară? Ei, dar dacă tu ești om deștept, și vii și îi spui preotului, preotul imediat se duce în Scriptură și îți arată. Uite ce spune Luca. Uite ce spune Isaia cu 600 de ani înainte de venirea lui Hristos. Fecioara a luat în pântece și va naște prunc pe Emanuel, care se tâlcuiește cu noi, este Dumnezeu. Uite ce spune Îngerul Fecioarei Maria. Sfântul ce se va naște, vedeți la capitolul 1, 28-29, așa aici ceva undeva. Sfântul ce se va naște din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema. Și atunci ia că îți scoți ranchiul din suflet care la prima idee te apasă. Vine din nou sectarul poate și spune, ai dragă, ești proastă, te iei după pop și după preoți. Unde scrie cine a făcut pe ăștia? De unde asta? Ia că te chinuie dracu și cu asta și te zgândărește și te necăjește. Dar vii imediat la biserică și preotul îți arată în Scriptură. Uite, și-a intrat în Ierusalim în biserici și-au hirotonit. Ați văzut, avem hirotonia celor 7 diaconi cu Ștefan Arhidiaconul. Avem după aceea, au hirotonit preoți în biserică. Vedeți acolo când spune lui Timotei, că fiule Timotei ceartă, mustră, îndeamnă cu timp și fără timp, dar cu Duhul blândeții. Spune iarăși Pavel, voi cei duhovnicești îndreptați pe cei ce cad, dar cu Duhul blândeții.
Cei cu inima bună să cânte psalmi, iată de ce citesc eu psaltirea. Când sectarul poate să mă întrebe, da, cine a inventat psaltirea? Uite de ce, Apostolul Pavel spune să citești psalmi. Și așa mai departe, deci automat nelămurirea care o ai să nu o păstrezi în inima ta, că aia te duce la sectare. Ți-e spare la prima idee că n-a fost nimic. Gândul te frământă, îndoiala să strecoară, vine îndoiala și să strecoară în tine, s-a așezat în inima, prins rădăcini și apoi te-a corupt. Și apoi te trezești mâine, poi mâine, când nu mă spune, păi știi tu că pe Maricica lui Gheorghiu sau Maricica lui Vasilescu s-a dus la sectare? Dar de ce? Că doar era femeie credincioasă, dar era femeie bună. Și altul spune, zice, tu, i-au fost de câteva ori în casă, ce i-a spus, ce i-a dat, că a prostit-o. Cu ce a prostit-o? I-a spus prima dată, ce ești proastă și te închin la icoane, astea porcării. Dar dacă te duci și te uiți în ieșire la capitolul 26, 27, 28, 29, 30, 31 și 32, vezi acolo și a poruncit lui Dumnezeu lui Moise să facă heruvim și serafim pe mătasă stacojie și să-i pună pe catapeteasma și să-i pună pe perdeaua catapetesmei la cortul, la Sfânta Sfintelor. Și a poruncit să facă heruvim de lemn și ladă de salcâm ferecată cu aur, să pună tablele legii și așa mai departe. Și vezi în Vechiul Testament toată zidirea bisericii din Noul Testament. Și i-a spus lui Zaharia, asta lui Aron, fă haine așa, îmbracă pe preoți așa, pe leviți așa. Eu nu stau să vă explic totul, dar vă spun unde găsiți. Și tu i-arăți, uite bă, blegule, de unde știu, ia ca de ce mă închin la icoană, ia ca omul icoana lui Dumnezeu, icoana la care mă închină, chipul pe care l-a luat Dumnezeu în chip de rob, nu că purta barbă și mustăți și păr și cârlion și haină cu danteluță. După aceea, de ce mă închin la Sfintele Moaște? Sunt trupuri a căror har, prin puterea Duhului Sfânt, au luat neputrezirea. Ați văzut și Lenin la Moscova nu putreza, dar ai băgat de milioane de lei, naftaline și formaline, ca să nu intre acolo în vid, ca să nu intre microbul de putrefacție, adică bacteria de putrefacție, îl ținea, cum se spune, mumefiat. Du-te la cuvioasa Paraschiva să vezi, stă așternută, stă acoperită cu o bucată de pânză din asta, de material, deci nu stă băgată în vid. Deci, vezi, trebuie să gândești logic atunci când îți aperi credința. Și foarte bolnav răspuns când unii oameni, și mă supără grozav treaba asta, când sunt întrebați, dar de ce crezi așa? Păi așa au crezut părinții mei. Nu așa au crezut părinții tăi. Asta este învățătura adevărată. Ăsta e răspunsul frumos. Nu că așa a crezut mama și tata. Dar dacă ei au greșit cumva, nu greșești și tu? Nu mama și tata. Asta e adevărul pe care îl învață biserica. Și ce adevăr învață? Despre Hristos. Și de unde vine? De la Dumnezeu. Dincolo de Dumnezeu nu trece nimic. Asta trebuie să vă fie răspunsul pe care îl dați ca mucenici, ca mucenici ai timpurilor noastre. Astăzi nu e nevoie de mucenicie cu sânge, să scoată ochiul sau să stai urechea sau să stai mâna. Azi vă spun eu ce mucenicie. Te duci și te încadrezi la privatizat și dacă nu te culci cu el te dă afară, dacă rămâi curată și fără servicii, ai o mucenicie. Te duci la un magazin, te pune să vinzi și să furi peste margine și să prostești, dacă ești serios și măcar pe cel năcăjit îl treci cu vederea și nu-l nenorocești, ai tot mucenicie. Dacă te duce și spune, zice, hai că uite, facem un negoț, îți dau cu dobândă. Nu îmi trebuie mie dobândă, lasă, trăiesc așa din sărăcia mea. Asta e mucenicia cu care mai poți azi să stai în fața lui Satana. Azi nu se mai stă cu parul, cu barda, cu unghia de fier, cu roata, cu sulița, cu căldarea, cu plumb topit, cum a fost pe vremuri. Azi ești mucenic dacă știi să fugi de păcat. Mai ales fetele tinere de desfrânare, flăcăii tineri de desfrânare. Și tot pentru ei. Ești mucenic dacă reușești să reziști să nu-și pui cercei în urechi. Și asta e o mucenicie. Să nu te prostești, să rămâi român pur, cum au fost românii și înaintașii noștri. Dacă reușești să termini un liceu și să dai la o facultate, tot mucenic ești, că nu-ți bați joc de părinții tăi. Ți-ai creat un viitor pe când ei nu vor mai fi. Fata, dacă e corectă și sămărită la timpul ei și rabdă la bărbatul ei și nu vine după prima lună de căsătorie la mamă, că a bătut-o și că a stropșit-o și nu știu ce i-a făcut și nu știu cum. Și aia e o mucenicie. Că mamele care trăiesc astăzi și sunt bătrâne, dacă le întreb la rândul lor și palme, și cruci, și Dumnezei, și dormit pe afară, și nopți nedormite, și grijă, căsătoria nu-i marmeladă întinsă pe pâine cu unt deasupra. Căsătoria înseamnă greutate și necaz. Suspin de copil,
pelincă murdară, nopți nedormite, leagă înscârțind la urechi, becuri aprinse, servici pe fugă, mâncare pe fugă, somn pe fugă, odihnă pe fugă și distracție pe fugă. Ia ca ce mucenicie să nu dezbin biserica și să-i defaim taina cununiei. Nu cum fac azi. Dau de o ispită, ochi, eu tras bărbat o palmă la divorț. Că nu știu ce a zis la divorț. Rabdă mamă, doar de asta te-ai căsătorit. Și tu la fel. Rabdă și tu pe ea și tu pe tine, că asta e mântuirea. Deci de asta râd de noi și sectarii, de asta râd de noi și catolici și protestanți. Bine, ei râd lumește, că spiritualul sunt în urmă față de noi. Îmblă în continuare în întuneric. Ei n-au un adevăr absolut. Au așa o cârpitură. Dar măcar să ne mândrim că suntem creștini. Și cineva va spune că păcatul mândriei e păcat. Nu-i păcat când te mândrești cu faptele că ești creștin și Dumnezeu te iubește. Că mi-a spus odată cineva că l-a întrebat la servici de ce mănâncă de post. Și a spus că e bolnav. E bun și asta, e o scuză. Dar puteai să spui, da, domnule, creștinii mănâncă miercurea de post. Ce stai ca un blec și te uiți la mine? Că și tu ești botezat ca mine. Deci să ai buna cuvință și să-i spui. Da, de asta. Uite, de asta ține Dumnezeu. Lumea cu o babă de 80 de ani bate metanie, citește la psaltire și postește. Sau o mamă care are o gloată de copii și nu mai știe cum să o scoată la capăt, în timpul liber nu se uită la televizor sau în oglindă la machiaj. Citește la psaltire să ia unul serviciu, unul să se împace în casă, unul să nu se bată, unul să nu plângă, unul să fie sănătos. Deci vezi, asta este adevărata mucenicie. Că vorbim așa dogmatic și înalt și ne întindem cu teologii din Palamașă, din Maxim Mărturisitorul și tâlcuiri de la Ioan Gură de Aur, dar practic nu știm prea nimic. Deci de asta am zis eu azi că după botez să vorbim doar practic. Și deci când va veni și ultimul botez în fricoșata judecată de care spuneam, că aici am și rămas și cu asta închei, să nu ne temem de judecată, fraților. Dumnezeu nu vine să ne omoare. Din contra, știți ce este judecata? Așa cum se anunță slujba arhierească. Sau să anunță că vine președintele la Iași, sau la București, sau la Constanța, exact așa este, puteți închipui judecata cum a fost și venirea, să spunem, moaștilor Sfântului Andrei la cuvioasa Parascheva, deci astă toamnă. Hei, așa vine și Hristos, simplu, frumos, curat, bun, cum ne-a răbdat până acum. Și toți ne întâlnim cu El. Numai întâlnirea constă în următorul lucru. Puterea energiei lui Dumnezeu, deci puterea Duhului Sfânt, va face ca cei drepți să fie luminoși. În asta constă, vedeți dogmaticile, că drepții vor străluci ca soare, iar păcătoșii se vor întuneca și se vor spăimânta. Dacă eu sunt bun, nu eu mă refer, eu sunt rău, zic așa, dacă eu sunt bun și eu m-am rugat, mi-am văzut de casă, de familie, cum se spune și la țară, și e frumos cuvântul, zic, păi, eu n-am stricat casa nimănui, n-am furat, n-am dat în cap, eu îmi văd de treaba mea, bun și așa, e corect. Bine, sunt alea mărunte ce trebuie și alea chițibușite și scoase din inimă. Dar, dacă eu am fost corect în dreptul meu, copiii sunt la locul lor, casa mi-e la locul ei, rugăciunea e la locul ei, cinstea dată lui Dumnezeu e în sufletul meu, de ce să mă tem când vine judecata? De ce atâta înspăimântătură? De ce atâta frică? Deci, când ești la un proces, să considerăm, și să dă o sentință, azi să mai dau greșite, că vorba aia, ba, nu mai schimbă mintea omului mare. Dar vreau să spun, deci să dă o sentință, tu ești nevinovat. Te duci deschis și ce dacă, lasă-mă judece, nu-s vinovat și nu-mi pasă. Așa va fi și cu Dumnezeu. Că El te cheamă. E atât de simplă și atât de frumoasă și într-un tablou atât de sugestiv pusă, încât îți vine uneori să o aștepți chiar în clipa asta. Citiți și o să ne întâlnim atunci când va veni în sâmbăta Apostolului Mare, dinainte, atunci de izgonirea lui Adam din Rai. Auzi ce frumos sună înfricoșata judecată. Înfricoșata judecată, ci că va veni pe norii cerului, iată, element dogmatic și fioros, nu tună, nu fulgere, nu bubuituri ca la Sinai când s-a dat legea, ci vine ca judecător. Dar nu vine singur, că nu se mândrește, ci vine cu cetele sfințele. Să pun 12 scaune de judecată, să pun cei 12 apostoli, să uită și ei peste noi că suntem fiii lor. Suntem fiii lor. Noi suntem fiii apostolului Andrei. Și cum nu se va mândri Andrei din scaunul de judecată când se va uita peste România Ortodoxă? Să fiți siguri? Și eu, dacă ar zice cineva, și eu m-aș mândri. Uite, ăștia sunt fiii mei. La fel și el, la rândul lui, să uită și privește. Pavel va privi spre cei din Asia, Toma spre cei din India,
Varnava și ceilalți, Anania, care au mai fost din cei 70 de apostoli, vor fi și ei în ceata apostolilor, să uită și ei la fiilor. Deci, așa cum mă uit eu acum în biserică și îi cunosc pe care îi spovedesc, la fel și apostolii se vor uita din scaunele lor peste cei care i-au încreștinat. Că nu suntem noi cei de atunci, bine, e firesc. Și aici sunt copiii care au murit al lui nu știu care și al lui nu știu cine de anul trecut, din celălalt an, din celălalt an. Dar continuitatea îl face pe apostol familiar. Deci îl face familiar cu poporul cu care, pe care l-a încreștinat. Și sigur ei se vor uita peste mulțim să-și vadă pe aleșii lor. Și atunci Hristos, văzând și el bucuria din sufletele lor, fiindcă Hristos își iubește sfetnicii, nu spune minunate Dumnezeu întru Sfinții Săi, Dumnezeu lui Israel. Deci întâi prin Sfinție minunat, pentru puterea care o primesc ei ca binefacere. După aia să pun cetele Sfinților. De ce? Sfinții vor judeca lumea. Dar nu vin ca să o judece, vin și ei la rândul lor, cu vioasa Parascheva, cu toată floarea Moldovei. Deci ea nu spune, bucură-te duhovnicească floarea Moldovei. Deci este o floare între celelalte flori ale Moldovei. Și care sunt celelalte flori ale Moldovei? Sectarii și catolici și protestanți, n-a avut Moldova așa ceva. Sunt fiii lui Ștefan cel Mare, frate, al lui Alexandru cel Bun, al lui Bogdan, al lui Petru Rareș, al lui Alexandru Lăpușneanu, ăștia creștinii care au apărat țara de turci, de păgâni, de zeități, de desfrânări, de toate nebunile. Și se întinde frumos și cu vioasa Parascheva, cu privirea peste toată ceata a tuturor moldovenilor morți de când este ea aici adusă în Moldova și cumpărată de Vasile Lupu de la 1700 și până astăzi, până în clipa judecății. Și se bucură și ea, uite, ăștia s-au rugat la mine, uite ce. Și bucurie pentru ea va fi că vede pe Dumnezeu care o preamărește, bucură-te duhovnicească floare, bucură-te Parascheva mult ocrotitoare. Și în clipa aceea și ea se bucură și încă un mijlocitor la Dumnezeu. Vine Ioan cel Nou de la Suceava. Vine Dimitrie Basarabov, are din Arhiepiscopia Bucureștilor, că și aia trebuie să aibă un mângâietor. Vine Iosif de la Partoș, Sfinții de la Neculițel, Tatiana de la Craiova, Grigorie de Capolitul de la Bistrița Olteană, Calinic de la Cernica și toți se întâlnesc acolo și se bucură de mulțimea noroadelor pe care, prin puterea Duhului Sfânt și dragostea lor părintească, i-au cârmuit, i-au păzit, i-au apărat în ispite, în necazuri. Și deci de ce să fie înfricoșată judecata? Până în prezent e numai prilej de bucurie. Și apoi vin cetele mucenicilor. Și cine sunt cetele mucenicilor? Oare toți ostașii căzuți pe câmpurile de luptă pe care îi pomenește biserica de fiecare dată? Și pentru apărarea pământului și întregirea bisericii, cum se mai spune într-o ectenie mai completă, ăia nu sunt mucenici? Oare toți strămoșii noștri care au murit în primul război mondial, într-al doilea, să nu luăm epoca feudală, sau să luăm de la daci și de la romani, care au murit din satele astea, din țara asta, de ce au luptat? Au tras cu arma așa la întâmplare? Nu. Să aibă și ei copiii lor liberi, să aibă moșia lor liberă, să aibă casa lor, să aibă pământul lor, cimitirul lor, biserica lor, urmașilor. De asta a tras cu arma, n-a tras cu arma de dragul de a se duce la cotul Domnului să afle întreabă. Sau până în Ungaria, sau până unde a mai fost fronturile cu nemții, până în Mărășești, nu știu unde. Deci, ăia sunt mucenici. Sunt mucenici. Vin mărturisitorii. Auzi ce spune Dimitrie Cantemir. Deci, până în prezent, prilej de bucurie. Să vedeți cât de frumos este botezul ultim cu foc. De ce cu foc? Este cu foc, fiindcă toți strălucesc ca focul, nu că vine focul să piardă ceva. Doamne ferește! Ce spune Dimitrie Cantemir? Zice, Moldova număra 182 de mănăstiri de lemn și piatră, afară de schituri, iar pădurile foiau de pusnici. Pentru ce s-au făcut ăștia pusnici? Pentru ce au fost atâtea mănăstiri? De ce au fost atâtea cărți de religie deschise la poalele munților pe aceste pământuri? Și cum alții cred. Și eu sunt mai încăpățânat, eu sunt așa, mai, nu să spun eu, mai de felul meu mai nebun. Și zic treaba asta. De ce să se mândrească, de exemplu, să spunem, cuviosul Paisie de la Neamț, Sfântul de la Neamț, că el ne-a adus nouă paisianismul la români. Nu l-a adus el. Înainte de el a fost Vasile de la Poiana Mărului, localnic din țara noastră, Gheorghe de la Cernica. Și toți pusnicii pe care Cantemir i-a văzut că foia pădurile de ei, Antimivireanu, Dosoftei, care are statuia Neaș,
Andrei Șaguna, Badea Cărțance, care a cărți cu traista și le ducea din Moldova în Ardeal, fiindcă erau sub austro-ungari și sub imperiul nebunei de Tereza. Deci vezi cine sunt mărturisitorii, vezi că nu suntem pustii, dar unde-i Veniamin Costache, unde sunt atâția scritori de muzică psaltică, atâția învățători care au scris și catehisme și cărți de învățătură, caligrafii de la Putna, caligrafii de la Neamț, caligrafii de la Probota, caligrafii de la Dragomirna, caligrafii de la Sfântul Ioan, de la Biserica Mirăuților. Habar n-avem de istorie bisericească. Deschide-i Beoreu românesc, să vezi acolo unde sunt mărturisitorii. Și atunci ai să vezi alt prilej de bucurie. Deci țara asta n-a fost stână fără câini. Deci țara asta pe care noi pășim a avut stăpâni, n-a avut nici drepturile omule, n-a avut nici pactul de la Varșovia, nici intrarea în NATO, avea frica lui Dumnezeu. Și zice, m-au înconjurat ca albinele fragurul și în numele Domnului am înfrânt pe ei. 47 de războaie și 47 de mănăstiri. Auzi, Ștefan cel Mare, auzi ce mărturisitor, neînfricat apărător al credinței străbune și mare ctitor de locașuri sfinte, Ștefan e voievod, roagă-te Dumnezeu pentru noi să se mântuiască sufletele noastre. Nu că a fost curvar, ați văzut pentru ce l-a fericit biserica? Nu i-a dat titlul de făcător de minuni, fericitul și binecredinciosul voievod. Ai văzut care sunt mărturisitorii și apoi cum să nu te mândrești, frate, că faci parte din creștinism? Cu ce să se laude sectarul? Cu ce să se laude? Că au adus mașini din străinătate și au umplut toți nebunii, fac accidente și te omoară pe stradă. Cu asta să te mândrești. Că au pachete cu bulendre, că au mănâncă margarină și beau cafea, moca sau ce stil a mai ieșit acum. Cu ce să se mândrească? N-au, frate, noi ne mândrim. La noi stă adevărul. Numai când sună clopotele de la Neamț, clopotele de la Buga, când spunea, de la Bug și până la Bug. Deci îți dai seama, de la, cum spune acolo, de la Nistru la Tisa. Deci ai văzut câte frumusețe ăștia, toți vin la judecată. Noi nu știm că toată istoria se prezintă la judecată. După aia vin cetele cuvioșilor. Ai, păi câți călugări n-or fi fost prin mănăstiri? Zice, numai Neamțul, într-un registru, într-un hrisova ei, arăta că până la 1960, parcă sau 1950, într-o monografie, cimitirul mănăstirii Neamțu a îngropat 60.000 de călugări. Ei, vă dați seama câți sunt acolo. Nu o să fi fost toți sfinți, să spunem 100 din ei, dar și 100 de cuvioși, nu din drum. Ioan Iacob stă de patrulă la Ierusalim, învață pe ea ortodoxia, ați văzut, pe arabi, pe beduini. Trebuie să fim foarte atenți că botezul cu foc este unul din cele mai frumoase botezuri, iar înfricoșata judecată nu e înfricoșată pentru altceva, pentru frumusețile pe care ni le descoperă într-o clipă. Sufletul are puterea de a-și vedea viața într-o clipă după moarte. Noi o să ne vedem istoria strălucită a credinței și a dreptății acestui popor în clipa judecății și a noastră înșine. Și cum să nu ne rușinăm atunci și să ne spăimântăm? Sau cum nu o să se înspăimânte sectarii când o să vadă pe cer semnul Fiul Omului, semnul Sfintei Cruci? Cum nu o să se înspăimânte? Cu ce să se laude ei? Au făcut aici undeva în oraș un fel de animală, parcă o corabie. Noi a trecut cu corabia de mult. Au trecut, tehnica vapoarelor a avansat. Sunt și cu motor, și cu blocuri, și cu stadion de fotbal. Ei au rămas în urmă cu hardughia de cărămidă. Dumnezeu nu stă făcut în locașuri făcute de mâini omenești. Și când se dădea o luptă, se aducea icoana Mântuitorului și a Maicii Domnului și se scoteau praporii și oastea postea 3 zile, se făcea aghiazmă și se sfințea steagul de luptă și se mergea la război. Și toți o sta și se împărtășau. Citiți-l pe Bejan, cartea aia care a cumpărat-o de aici, să vedeți cum a încreștinat sute de mii de ruși în apă câte 3-400 odată. Sau câte 3-4.000 odată îi băga și îi boteza, că Rusia n-avea preoți, că îi nenorocise tâmpitul de Stalin. Vedeți acolo cum împărtășa armata și împărtășa anafora și aghiazma prin tranșei. Oare de ce erau așa de nebuni aia să creadă în clipa când ei știau că sunt cu arma în mână și dețin o putere și sunt pe un front și luptă pe bărbăția lor, să mai aibă nădejde într-o fărâmă de pâine și într-o lingură de apă? Sau într-un pic de sfânta împărtășanie luată pe limbă? Pentru că asta e puterea cea adevărată, frate. Nu se treceau la sectari când mergeau în război, se împărtășeau și se spovedeau. Deci vezi, astea toate vin la judecată și stau de față. Și la urmă se va auzi glasul stăpânului.
Veseli-se-va dreptul de Domnul și de auzul rău nu se va teme, auzi cuvântul Duhului Sfânt. Cum să se veselească cel drept de Domnul și de auzul rău nu se va teme? Se vor veseli, pentru că Dumnezeu întâi, ca un bun și iubitor de oameni, din adânca lui durere nemărginită de iubire, întâi îi cheamă totuși pe cei buni și spune, veniți, deci auzi, nu spune pleacă, veniți, binecuvântații tatălui meu. De ce nu spune binecuvântații mei? Cine mă cinstește pe mine, pe tatăl îl cinstește. Și cine nu cinstește pe tatăl sau pe mine, pe tatăl sau pe mine nu mă cinstește. Spune Scriptura. Deci ați văzut? Ați văzut? Veniți la mine și eu vă voi odihni pe voi. Nu de ajuns că ne-am bucurat de toți câți au fost de față, de sfinți, de drepți, de mărturisitori, de cuvioși, de apostoli, ci încă Dumnezeu ne mai fericește odată să vă odihnesc pe voi. Nu de ajuns că ne umplem atunci de lumină și suntem frumoși și strălucitori. Încă mai să ne și odihnească. Unde poate să ne odihnească? Ne odihnește în slava Lui. Ne odihnește pe scaun de heruvim și de serafim în cetele cerurilor, în așa spune Hristos, mă duc în împărăția Tatălui meu, care este gătită vouă de la întemeierea lumii, pentru că să vă pregătesc vouă calea, că în casa Tatălui meu multe locașuri sunt. Ai văzut? Multe locașuri sunt. Deci să duce să le pregătească la fiecare locașul. De asta vine judecata, să ne luăm noi locașurile. Atunci va fi dreptatea cea supremă când nu se va mai ține cont de bani, de mărire, de mândrie, de putere. Îl omori omul pe cel sărac. Sau profiți că ți-a tras un o palmă și îl jăcmănești de bani și îl dai prin judecată și prin proces. Și crezi că cu asta te-ai îmbogățit. Dar acolo vine dreptatea cea sfântă care dă la toți duhovnicește pentru totdeauna și nimeni numai unde nu este întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit. Spune eu la parastas și auziți și voi. Dar mai frumos decât atâta că Dumnezeu nu cere să știi dogmatică, nu cere să știi teologie, nu cere să știi multe, ci vine și spune că flămând am fost și mi-ați dat să mănânc. Dacă Dumnezeu îi Duh, cum i-a fost foame și noi i-am dat să mănânce? De câte ori v-ați rugat, pe mine m-ați hrănit și pe mine m-ați chemat. Gol am fost și m-ați îmbrăcat. Avea biserica suflete puține. Dar cei ce se nășteau în biserică se botezau și iată, și-și puneau hainele lor pe cale, să arate că se supun înaintea lui Dumnezeu și împărăția lui Dumnezeu din suflete se alcătuiește, nu din vânt. Și atunci, gol a fost și noi l-am îmbrăcat. Cum l-am îmbrăcat? Cu faptele noastre bune și cu cămașa botezului curată, noi i-am dat scutece de înfășat la naștere, i-am dat prosop de s-a șters la Iordan și i-am dat haine să șadă îmbrăcat în împărăția tatălui său. Sectarii au rupt cămașa în bucăți, cum spunea un duhovnic de la Siestria, ca câini au tras de credință. Dar n-au făcut nimic degeaba. Noi l-am îmbrăcat din nou în scutec de bumbăcel. Și ia ca noi acum ne veselim că l-am îmbrăcat și el ne va îmbrăca pe noi în slavă. Nu spune, zice, îmbrăcatul ne-a pe noi într-o slavă. Sau spune acolo, însemnatul s-a peste noi lumina feții tale, Domnul. Deci lumina lui Dumnezeu de acum se îmbracă peste noi. Cel ce se îmbracă cu lumina ca și cu o haină, dacă el se îmbracă cu lumina ca o haină, noi n-avem drept, același drept, că suntem fii. Dumnezei sunteți și fii ai celui preanalt, după dar, nu după ființă, deci prin fapte bune. Mergem mai departe. Bolnav și m-ați cercetat. Oare cum a fost Dumnezeu bolnav? Câți proști și câți stâmpiți și câți descrerați n-au căutat să dezbine ortodoxia? Să o sfărâme și să o împartă în mii de bucăți, să îmbolnăvească învățătura. Și cei ce au apărat-o cu credință, au cercetat, au alungat boala. Întâi apostoli, apoi sinoadele, apoi mărturisitori, apoi mucenicii, apoi creștinii, toți. Au zidit sănătatea bisericii, sănătatea lui Hristos. Dumnezeu nu suferă de boală. Dar s-a referit în termenul ăsta. Și în temniță am fost și m-ați cercetat. Ce-a cătat Hristos în temniță? Nici nu vă vine în cap. Și acolo, în trupul ăsta ticălos, unde stă sufletul închis și Hristos plânge pentru păcatele noastre, și acolo ne-am băgat și l-am cercetat prin spovedanie și prin pocăință, ne-am făcut templul Sfintei Trimi sau ne-am făcut curați. Și de asta vă odihnesc pe voi. Iar de acum le spune celor păcătoși.
Deci nu se amestecă lumina cu întunericul, nu cu răutate, cu dreptate. Nu spune, și dreptatea lui va rămâne în veacul veacului. Din psaltire, frate, de ce spun eu, cumpărați psaltirea și nu cumpărați lucruri care nu folosesc? Dacă ai psaltire, ai toată teologia și toată dogmatica ea. Nu spune, zice, plecați, plecați, de să se ducă, să nu se apropie, că sunt întunecați, n-au ce să caute. Nu vă cunosc pe voi. Păi cum să cunoască Dumnezeu în întuneric? Când ei n-au lumină, deodată i-a cunoscut. Mergeți liniștiți în împărăția voastră. În focul cel de veci. Deci iată, nu e un foc de o glumă, cum spunea cineva, și unde mi-ai văzut tu iadul să-mi spui că iad, dacă a spus Dumnezeu că este foc de veci, să știi că sigur este. Și atunci, pe cine să-l cred? Pe omul de știință sau pe Dumnezeu? Eu îl cred pe Dumnezeu că El a făcut toate focurile și a făcut și focul cel de veci. Într-o cele mai de jos ale pământului sau în latura se pare că poate să fie iadul și în latura de miază noapte, unde s-a suit Lucifer de așa a căzut. E interesant că a căzut acolo. Cred că acolo e și iadul undeva, că la răsărit e mântuirea. Răsăritul cel de sus, Doamne, slavă ție! Răsărita nouă, lumina cunoștinței, vezi, la tropa. Deci, nu ne cunoaște în primul rând pe cei păcătoși. Dar de ce nu ne cunoaște? N-avem semnul suferinței, n-avem semnul crucii, cel ce vrea să vină după mine, să lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze mie. Asta e cel mai important lucru. Să știi, să te cunoști și să te alegi ca oile dintre capre. Deci ăștia nu aveau cum să fie cunoscuți, că n-aveau la ei semnul suferinței. Ați băut și ați mâncat și pe nimeni n-ați crezut. Mi-a fost foame, nu mi-ați dat. Mi-a fost sete, nu mi-ați dat. Mi-a fost frig și nu m-ați îmbrăcat. În temniță, bolnav și nu m-ați cercetat. Și ăștia vor întreba. Asta este esența celui de-al optelea botez foarte adâncă. Vi se pare o glumă, dar e foarte frumoasă. Zice, Doamne, e și firesc. Și eu când, de exemplu, îmi spune Maria, uite, sunt supărat, părinte, pe tine. Eu întreb imediat, dar de ce te-ai supărat? Ți-am făcut eu ceva? Păi nu, dar știi că ți-am cerut cu tare și nu mi-ai dat? Păi n-aveam poate atunci, uite, îți dau acum și ne împăcăm. Așa și Dumnezeu a lăsat timpul de împăcare. Dar acum la judecată le spune. Ei vor întreba, dar cum, de ce? Adică nouă, când ne-ai cerut și nu ți-am dat? Unde erai tu să nu te cercetăm? Unde ți-era foame și ne-ai cerut și nu ți-am dat? Întrucât n-ați făcut celor mai mici, mie n-ați făcut. Sau întrucât celor mai mici n-ați dat, mie nu mi-ați dat. De-aia, frate, respectul de aproape, puțină milostenie, puțină răbdare. Și bărbatul, dacă își bate femeia, tot un păcat face la Dumnezeu. Din ce cauză? E aproapele tău, Domnule. E omul cu care te îndemânezi la ziua de mâine. E omul cu care îți crești copiii. Și dacă o hulești, și dacă o bați jocorești, o fugărești, și chiar dacă te divorțezi, tot un păcat faci. De ce e păcat? Pentru că strici taina lui Dumnezeu. Cine mai repară taina comuniei dacă tu ai fărâmat? Și unii vor spune, dar nu cu mine a început. Nu cu tine a început, e adevărat? Dar Moise a spus. Zice, au întrebat fariseii, zice, dar de ce a lăsat Dumnezeu această carte de despărțire? Știi, să-L prindă pe Hristos în cuvânt, să-I arate că e nedrept. Și atunci s-a supărat Hristos și a spus, nu pentru altceva, pentru îndărătnicia voastră. Pentru împetrirea inimii voastre a lăsat Dumnezeu cartea de despărțire. Că a spus Dumnezeu, ce a legat El omul să nu despartă. Ai văzut că greșește împotriva Dumnezeu? Vine săracul și trântește ușa în nas și nu-i dai măcar un măr sau o felie de pâine, iarăși greșește. Deci botezul al optelea va fi cel mai superficial, cel mai de înaltă finețe și de înaltă clasă botez. Acolo nu se va ține cont că ai fost judecător, ministru, director, președinte, că ai fost paznic, că ai fost portar, că ai fost țigan, că ai fost țăran. Toți sunt una la Hristos. V-am spus, spovedania egalează pe desfrânat cu fecioara și pe desfrânatul cu feciorul. Iar botezul al optelea este și mai superior decât aceasta. Egalează trupește botezul al optelea și cu asta închei, că deja văd că căscați. Deci, botezul al optelea vine și egalează și trupurile. De ce? Bogatul face cu săracul și împăratul cu ostașul. Și dacă te uiți în Panahidă, vezi scris acolo. M-am uitat în urmă și am văzut oase goale și țărâne. Sau ce nu, și așa spune. Și m-am întrebat, care e bogatul, care e împăratul, care e soldatul sau care e căpetanul cel mai mare? Nu-i niciunul. Toate sunt praf și deșertăciune și fum, că în deșert să tulbură omul când credem că am dobândit lumea în groapă nesărășluit. Și mai departe zice, care desfătare lumească?
Pune tot acolo în panachidă. Eu nu le prea citesc, că n-am răbdare. Dar mă uit peste ele când se face parastasul, când vin citit de la strană. Și atunci, care desfătare mai lumească? Care nu-i mai ticăloasă decât fumul, mai neputincioasă decât umbra, mai slabă decât norul, decât pânza de păianjul și toate celelalte? Vezi, frate? Acolo e examenul cel mare. Acolo să luăm noi la facultate. Dacă putem lua la facultate în rai, ne-am mântuit. Dar trebuie să îndeplinim cele trei condiții care vi le-am spus acum într-o duminică. Credința dreaptă de la minte, deci minte rațională și curată. Orice minune am auzit, orice blestemăție, ați văzut, curge ulei din mâini, fac minuni, iese foc, vorbesc, să îndrăcesc, să ceartă cu drace. Astea să nu le credeți. A spus Dumnezeu, la vremea de apoi, Satana să va strădui să corupă și să întoarcă pe dos și pe cei aleși. Vrei să te consideri ales? Ești ales că ai botezul, dar fii ales și cu faptele. Unii auzi de fantezie, lasă, frate, facă-să fantezie. Eu știu că trebuie să mă rog și Dumnezeu trebuie să mă asculte. Ori mă rog în casa mea și zic Tatăl nostru, ori mă duc și alerg aiurea la 70 de minuni, nu se schimbă situația casei mele. Să spunem în clipa asta că ar plânge icoana de aici. Să spunem, Doamne ferește, că trebuie spartă cu toporul când vezi că plânge, că sunt minciunea lui Satana. Deci, ce mă schimbă pe mine aia dacă eu rămân tot păcătos? Tot zgârcit, tot răutăcios, tot ambițios sau nu știu ce. Să plângă icoana din mine, să simți tu că ai apă la inimă, încă n-a găsit niciun doctor om cu apă la inimă. Când l-ai găsit cu apă la inimă, să știi că ăla într-adevăr a plâns. Și atunci, într-adevăr, vine și mântuirea. Îngeaba curge apă pe icoane dacă în inima mea curge păcură și o travă. Numai răutatea, ambiția, dorința de a mă răzbuna, de a face rău. Nu, frate, nu să merge în rai cu astea. Ați văzut cât de sensibil din sfinții și cât de frumos să bucură de gloatele lor creștine. Deci să fie într-așa fel, exact cum ne salutăm noi prietenește când ne despărțim de cineva. Când sfinții vor fi în tron de judecată și se vor uita la noi și vor zâmbi, cu inima deschisă să le putem și noi zâmbi. De ce? Veseliți-vă și vă bucurați că plata voastră multă este în cer. Amin.